Bună și bine v-am regăsit! Ne revedem astăzi în decorul obișnuit cu un haul. Cu de toate, skincare, îngrijirea părului, corpului, ce vreți și ce nu vreți, ce este în fața mea aici, vă speriați dacă vedeți. Haul este bazat pe îngrijirea tenului, dacă mă uit bine pe aici, dar și a părului. În fine, hai să trecem la clip să vedem despre ce este vorba. Aici o grămadă de produse pe care am spus că vreau să vi le aduc neapărat în atenție, pentru că voi începe să le folosesc, se vor consuma și o să vi le arăt în empties, nu vi le voi mai arăta în haul. Așa că m-am mobilizat și am spus să trec la treabă. Ne folosim astăzi de lumină artificială, sper că se vede bine, pentru că în balcon unde am filmat ultimele clipuri sunt rufe, așa că n-am loc și eu acolo. Bun, hai să vedem. Să le luăm într-o ordine aleatorie mai degrabă. Nu le-am folosit pe toate, deci nu vă pot da detalii despre ele concludente, dar vedem despre ce este vorba. Hai să vedem. Avem de la Yves Rocher, produse pe care am început să le folosesc, o gamă pentru care te ajută să previi căderea părului și să sporești creșterea acestuia. Aceasta este gama, ăsta este balsamul, iar ăsta este șamponul pe care am început să le folosesc și care îmi plac foarte mult pentru că dau și un luciu frumos părului. Spre exemplu, aseară m-am spălat pe păr cu ele, nu i-am făcut absolut nimic, nu l-am uscat cu feonul, l-am lăsat să se usuce natural și nu am aplicat nimic ulterior, așa că îmi plac, dau un luciu foarte, foarte frumos părului. Hai să le punem aici. De asemenea, acesta este un tratament de o lună, pentru un tratament intensiv de o lună, care te ajută cu căderea părului. Uite, este cură intensivă anticăderea părului, acționează asupra celor trei cauze ale căderii părului, înmulțește numărul de fire de păr în fază de crește, sporește creșterea părului, încetinește mecanismul de cădere a părului. Bun, are 4 fiole de acest gen. Uite așa arată. Sper că nu m-am depășit cu rujul. Sper eu că nu e din ăla mat și dacă am ruș pe dinți, asta este situația. Deci așa este fiola și a început să o folosească soțul meu, adică el l-am aplicat eu. Fiola aceasta este pentru 4 folosiri. Vedeți că ea este gradată. Așa, și folosiți la 2 zile câte o măsură din asta. Este gradat aici exact pentru 4 folosiri. Folosiți câte o măsură la 2 zile timp de o lună și reluați ulterior la 2-3 luni în cazul în care v-a mers bine cu ea. La Yves Rocher o să vă las și o fotografie pe aici pe ecran cu gama, pentru că crema din această gamă i-am făcut-o cadou mamei mele. Este vorba despre gama Hydra Vegetal și avem aici un ser și o cremă pentru ochi. Știți, produsele Yves Rocher nu mai au nevoie de nicio prezentare pe acest canal. Îmi plac, le folosesc, nu le ridic o sanale pentru că nu am de ce, însă sunt niște produse cu un raport calitate-preț foarte bun. Serul acesta este ultra hidratant, conține extract din planta Edulis, cultivată în câmpurile din localitatea La Gassilly, Franța. Sper că pronunț corect. Flacoanele sunt din sticlă reciclabilă. Ambalajele astea din carton sunt din carton reciclat. Deci știți că ei sunt un brand aplecat către ceea ce înseamnă protecția mediului și sustenabilitatea. Pentru asta îi apreciez și mai mult. Deci acest ser este cu o textură formată din micropicături care revitalizează și hidratează imediat tenul. Pentru sezonul rece, pentru perioada ce urmează, avem nevoie de hidratare, chiar dacă avem un ten gras, mixt, normal, uscat, toată lumea are nevoie de hidratare. Treaba că ai tenul gras și este hidratat el de la sine din cauza uleiurilor sau mai degrabă datorită uleiurilor pe care le secretă tenul în exces, nu, este un mit. Tenul gras, cel puțin eu am descoperit treaba asta, că tenul se îngrașă, cel puțin în cazul meu, cu atât mai mult în momentul în care este deshidratat. Am mai puțin exces de sebum în momentul în care acord o atenție deosebită îngrijirii tenului și îl hidratez corespunzător. Bun, și am cu ce că am aici o grămadă de produse. De la Nakomi, cred că le găsiți pe diverse site-uri, cred că pe Naturalness, ceva de genul. Căutați pe Naturalness, este un site naturalness.com sau .ro, nu știu exact unde găsiți produse Nakomi. Și eu am aici așa, stați că vă arăt că am mai multe produse. Am aici un ser cu vitamina C, un ser, doamne, o mască cu vitamina C, mă scuzați,
care arată așa. Se chinește procesul de îmbătrânire, conține alfa-arbutin 2%, acid ascorbic 5% și vitamina C. O aplicați pe față, după ce v-ați spălat pe față în prealabil, evident. O lăsați 15 minute, după care vă spălați și arată sticluța, sticluța, recipientul. Nu știu ce am, mă bâlbâi, nu prea sunt coerentă, dar sunt după o zi full la birou și vă rog să mă tolerați. Aici am un ser cu cu acid hialuronic 10%. Pe acestea nu le-am folosit, deci nu vă pot da niciun fel de detaliu. Și ideea este următoarea. Având oportunitatea să testez atât de multe produse, pe lângă cele pe care le primesc din colaborările mele cu brandurile, și știți că nu mă ascund deloc în ceea ce privește acest aspect, vă spun de fiecare dată, sunt produse pe care mi le cumpăr și eu pentru că vreau să le testez. Bun, nu le pot folosi pe toate deodată, astfel încât să vă spun, băi, am folosit și îmi place sau nu îmi place, mi s-a potrivit sau nu mi s-a potrivit. Le introduc în rutina mea pe rând, în funcție de necesitățile tenului. Așa că pe acestea de la Nakomi, momentan nu le-am folosit, dar le voi introduce în rutina mea curând. Ăsta este un acid hialuronic 10%. Uite, așa arată recipientul. Bun. Ce mai avem aici? Tot de la Nakomi. Mai am o cremă cu acid hialuronic pentru toate tipurile de ten. Asta are o textură foarte faină. Am folosit-o aseară pe asta și îmi place textura foarte tare pentru că se face una cu tenul tău, intră imediat în piele și catifelează, netezește frumos tenul și dă așa un glow natural. Cel puțin eu am folosit-o seara, azi dimineață când m-am trezit, foarte fain mi-am simțit tenul. Aici am un face mist cu pepene și este 97% un produs vegan. Nu l-am folosit pe ăsta, dar abia aștept să-l folosesc. Îl puteți folosi atât pe față cât și pe corp, cel puțin așa scrie aici. Iar astea sunt niște produse pe care eu le prefer oricând, că-i vară, iarnă, toamnă, nu contează. Mie misturile îmi plac foarte mult. Tot de la Nakomi am un ser cu vitamina E. Da, deci ăsta este un ser hidratant cu vitamina E. Nu l-am folosit, dar îl voi folosi. Produsele acestea de la Nakomi sunt primite de la ei. Țin să menționez asta ca să nu existe discuții ulterioare. Dar știți că nu vă aduc nimic în atenție din ceea ce nu aș folosi sau nu mi-ar plăcea să folosesc. Am tot de la Nakomi papaya face mask și vreau să vă arăt cum arată în interior și cum miroase. Doamne, deci miroase extraordinar de bine și de mâncabil. Eu masca asta, dacă o pun pe față, nu știu ce o să mă facă. Îmi voi fi tentată să o gust. De la Vagreen am aici Chica Serum. Produsele Vagreen le găsiți pe Sole. În curând va fi și acesta, dacă nu cumva este deja. Verificați. Și este un ser calmant cu o textură apoasă, pe care am început să-l folosesc în fiecare dimineață ca bază de machiaj. Și nu numai, nu doar ca bază de machiaj, dimineața îl folosesc de obicei și uneori l-am folosit și seara, chiar dacă se vede așa, chiar l-am folosit pentru că nu trebuie să aplici o cantitate foarte mare. Calmează, hidratează și suavizează frumos tenul. Eu v-am mai adus în atenție produse de la Vagreen, care sunt 100% curate, produse coreene, știți. Prestigiul produselor coreene este justificat și incontestabil. Dacă ați folosit, sigur, știți despre ce vorbesc. Și uite că mai am două produse Nakomi pe care nu vi le-am arătat. Asta este o cremă antioxidant Marine Soufflé. Este anti-îmbătrânire crema asta. Și efectiv, la cât de frumos arată, mi-e milă să o încep. Dar, repet, le voi lua pe rând și revin aici la voi cu părerea mea sinceră. Mai avem un body scrub. Uite, așa arată și este Sunny Orange Sorbet. Are aici o protecție și hai să vedem. Doamne, ce textură mișto are! Cum aș putea să-l folosesc pe ăsta pe corp? Este efectiv șerbet de portocale. Ce să mai... Miroase extraordinar, nu știu. Nu știu de ce brandurile fac produse așa de mâncabile și de gurmande, că efectiv nu te poți abține, îți vine să le guști. Dar nu, să nu faceți asta, să nu gustați produse cosmetice. Să le folosim în scopul producerilor.
Acum o să trec la produse pentru îngrijirea părului. Am discutat pe Instagram cu cei de la Trust My Sister, care s-au oferit să-mi trimită o gamă pentru îngrijirea părului. Înainte să îmi trimită produsele, au fost foarte profi și mi-au spus să fac un test ca să vadă ce tip de păr am. Nici nu am știut de testul ăla, dar este foarte interesant. Iar rezultatul testului a fost că am un păr cu porozitate medie. Așa că mi-au trimis niște produse din această gamă. Și acum îmi dau seama că o mască o am în baie. Nu o să mă mai duc acum după ea, dar vă spun imediat despre ce este vorba. Am masca aceasta cu proteine. Nu am folosit-o încă, dar o voi folosi. Se folosește ca orice altă mască de păr. Văd cum este și vă spun. Produsele acestea de la Trust My Sister, este un brand polonez, le găsiți în BBT-i. Am văzut, eu am fost acolo și le-am văzut pe toate, pentru toate tipurile de păr, cu porozitate medie, cu porozitate mică sau cu porozitate mare. Le-am văzut pe toate, sunt acolo, sunt în jur de 50 de lei, cam asta este media de preț. Aici am o mască emolientă, repet, folosirea ca orice altă mască. Inovația vine cu acest șampon sub formă de spumă, pe care... De fapt, sunt foarte intrigată să-l folosesc, abia aștept să-l folosesc și să vă spun despre ce este vorba. Masca pe care o am eu în baie, nu mă mai duc acum după ea, este din gama aceasta. Exact așa arată, cum arată produsul ăsta. Ăsta este un hair gel base. O să văd despre ce este vorba. Să-l folosesc și pe ăsta și vă spun. Cert este că pe toate scrie... Cum să le folosești? Ăsta este step 0, adică pasul 0, încep cu ăsta, rutina ta de îngrijire. După care, step 1, hot oil treatment. Ăsta nu l-am folosit nici pe el, dar vă spun despre ce este vorba în momentul în care o să le folosesc pe toate. Step 2, șamponul, ca să-ți faci așa o zi de răsfăț acasă. Hai să vedem ăsta ce este. Ăsta este step 4, văd aici. Este un ser pentru vârfurile deteriorate. Măștile astea, step 3, asta cu emolientă, și step, tot step 3, adică ai de ales între astea două, că văd că ambele sunt pasul 3, alegi în funcție de necesitățile tale, ori masca emolientă, ori masca cu proteine. Masca pe care o am acum la baie îmi place foarte mult, o folosesc de 2-3 ori pe săptămână, descurcă foarte frumos părul, miroase foarte bine. Eu, cum bine știți, rar, foarte rar, spre deloc, folosesc sursă de căldură pe păr și astfel de produse sunt cele care mă ajută pe mine cel mai mult și care mă salvează, să spun așa, hiperbolizat. Aici am de la Paula's Choice, nu mai știu dacă vi l-am arătat pe ăsta pentru că l-am de ceva vreme și l-am folosit, dar l-am pus înapoi în cutie ca să vi-l arăt. Este vorba despre balsamul ăsta de machiant, care este extraordinar, Omega Plus Complex Cleansing Balm. Uite așa arată, l-am folosit de vreo 2 ori și trag de el să nu se termine, pentru că, într-adevăr, produsele Paula's Choice sunt dintr-o categorie mai mare de preț, sunt într-adevăr high-end din punct de vedere al prețului, dar și al calității. Sunt niște produse extraordinar de bune, cu care mă bucur că m-am întâlnit în tot parcursul ăsta al meu în online și am descoperit într-adevăr un brand extraordinar cu niște produse extraordinare și credeți-mă că folosesc superlativul absolut în cunoștință de cauză. Știți cât am lăudat și cât am vorbit despre SPF-ul acela colorat de la ei, care s-a terminat, nu l-am mai comandat pentru că am avut altele, am vrut să încerc și altele, însă niciunul nu se compară cu acela. Sincer vă spun că niciunul nu se compară cu acela, fără niciun fel de subiectivism. Deși industria asta știți că este subiectivă. Ultima cutiuță magică pe care vreau să vă arăt este aceasta de la Sabon. Eu ador produsele Sabon, sunt absolut obsedată de ele și ca să-mi înțelegeți această înverșunare, în sens pozitiv, bineînțeles, mergeți într-un magazin Sabon pentru că veți înțelege despre ce vorbesc. Este o încântare olfactivă, este o călătorie olfactivă. Te poartă prin toate stările, îți suscită imaginația, deci este o poveste brandul ăsta. Am multe produse de la ei, iar aici am o cutiuță, Sabon Embrace Love, și vă arăt imediat despre ce este vorba. A fost și o bombă de baie, dar am folosit-o chiar ieri. Uitați-vă cât de frumos
mă scuzați, cât de frumos vin ambalate, este o idee extraordinară de cadou și fiți pe fază că acum în perioada sărbătorilor au foarte, foarte multe oferte. Pe lângă Royal Passport, despre care sunt sigură că știți. Și o să foșnesc un pic. Am aici un body scrub cu ceai alb. Am la baie, știți că v-am arătat în favorite, uleiul acela de duș cu iasomie, care este nemaipomenit. Mai am aici un ulei de duș tot cu ceai alb. Nu vreți să știți cum miroase cutia asta. Miroase extraordinar. Deci sunt de avut așa numai să te uiți la ele, că uneori mi-e milă să le folosesc. Nu știu dacă sunteți din aceeași categorie ca mine, însă în momentul în care îmi place foarte tare un produs, parcă mi-e milă să-l încep, pentru că n-aș vrea să se termine. Așa și cu, și cu parfumurile și cu paletele de machiaj. Probabil e o problemă la mine. Sticluța aceasta este cu o loțiune de corp. Tot cu ceai alb, toată gama este cu ceai alb, este pentru piele de la normală la uscată. Puteți folosi pe toate tipurile de piele, credeți-mă pe cuvânt. Dar sticla asta, nu știu dacă auziți, este din sticlă. Adică nu este din plastic. Au niște ambalaje extraordinare și o atenție foarte mare către detalii. Cutiile astea, uitați-vă cât sunt de frumoase, stați să o leg înapoi. Imediat. Uitați-vă cât sunt de frumoase cutiile astea. Păi, nu dai greș cu un astfel de cadou niciodată. S-ar putea să vi se pară că le ridic eu așa în slăv nejustificat, dar nu le ridic nejustificat. Știu despre ce vorbesc. Ar mai fi trebuit să includ în acest haul o ojă de la Cupio pe care am luat-o săptămâna trecută sau acum două săptămâni, dar este la sora mea, aș face și ea unghiile cu ea. Tot atunci am luat acest ulei de cuticule tot de la Cupio cu căpșuni. Uite, așa arată. Eu le folosesc pentru manicura cu ojă semi-permanentă pe care o port și acum. Folosesc în principal Cupio pentru că sunt foarte, foarte faine. Și acum chiar nu am adus lângă mine, dar trebuie să mă duc. Și dacă tot mă duc la baie, vă arăt și masca aceea despre care vă spuneam mai devreme, dar trebuie să vă arăt un produs pe care nu știu de ce nu l-am cumpărat până acum. Stați un pic. Dacă tot am mers la baie, să vă arăt și masca. Uite, așa arată. Humectant Hair Mask. Este asta pentru păr cu porozitate medie, tot pasul 3, adică o puteți folosi pe asta, pe asta sau pe cea, adică pe cea emolientă, pe cea cu proteine sau pe aceasta. Eu o folosesc pe asta și miroase extraordinar de bine. Sper să nu curgă din ea, ca să vedeți că eu chiar o folosesc. Nu știu cum să vă arăt, să nu fac vreo boacănă, credeți-mă pe cuvânt, chiar o folosesc. Iar produsul fără de care nu știu de ce nu l-am cumpărat până acum, deci nu pot să-mi dau seama, pentru că este un hype foarte mare în online cu el, este vorba despre SOS Lash Booster de la Evelyn. Bun. Eu am niște gene drepte, nu mă pot mândri cu niște gene întoarse de prințesă, nu, sub nicio formă, și eu nu vedeam diferența la niciun rimel, adică nu puteam să-mi fac o părere, băi, rimelul este bun sau nu este bun, pentru că nu, mi se părea că toate fac același lucru. Da, într-adevăr, unele dădeau un volum mai mare, altele, dar cu acest produs văd o diferență colosală, în sensul că îl aplic efectiv pe post de primer. Îl aplic și seara înainte de culcare și, într-adevăr, întoarce și îndesește genele. Nu știu dacă e paranoia, dar chiar asta face. Din BBT-i l-am luat cu 12 lei și este... E minunat, trebuie să-l încercați ca să înțelegeți despre ce vorbesc. Ideea este că îl folosesc și pe post de primer pentru gene, înainte să aplic orice fel de rimel, îl aplic pe ăsta și diferența este colosală, îți face niște gene de rămâi mut, efectiv. Uite, așa arată periuța, este alb, îl aplici pe gene și genele tale vor fi albe câteva minute, dar se va duce acel alb și vor rămâne întoarse, efectiv, zici că ești dată cu rimel, chiar dacă nu ești dată. Iar în momentul în care aplici rimelul, se schimbă toată treaba la 360 de grade. Deci, luați-l neapărat, mai ales dacă nu aveți niște, nu sunteți înzestrați cu niște gene foarte lungi, foarte dese și nu aveți un volum foarte mare al genelor. Să vă arăt și, stați așa că am un ciuf în ochi, măi, de ce mă deranjezi?
Evident, am cumpărat și un DAV cu pară. L-am găsit pe ăsta la 200 de mililitri. Dacă avea la un kilogram, îl luam la un kilogram. Dar da, l-am luat. Ce să fac? Bun. În holul ăsta mă gândeam dacă să introduc și o pereche de încălțări pe care am luat-o, dar nu, lăsați că o ținem pe produse cosmetice acum și în holul viitor umblă și un praf pe aici, bineînțeles. Deși sunt obsedată și șterg praful de fiecare dată, dar în holul viitor voi reveni și cu produsele, cu piesele vestimentare pentru toamnă, pe care le-am cumpărat și pe care am de gând să le cumpăr. Deci mai stăm cu acel haul. Vă mulțumesc dacă ați rămas alături până aici. Să-mi spuneți neapărat dacă vă plac astfel de hauluri, ca să știu dacă mai facem. Vă invit și pe Instagram, acolo unde postez zilnic. Vă mulțumesc din inimă că îmi sunteți alături aici și că interacționați cu mine în comentarii, îmi lăsați like-uri, îmi dați share, subscribe. Vă mulțumesc tare, tare mult. Iar până data viitoare, vă urez toate cele bune. Vă pup!